România oricum se află mult sub media Uniunii Europene de kilograme substanță activă pe hectar. Dar strategia Farm to Fork 2030 este foarte aproape. Sigur, se va începe implementarea acesteia și fermierii vor trebui să reducă cantitatea de substanță activă pe hectar. Trebuie să folosească produse mult mai eficiente, trebuie să folosească produse care sunt aplicate și conțin substanțe active în cantități mai mici și BASF a dezvoltat astfel de de substanțe active în, în ultimii ani cu uh, un conținut de substanțe active mai mic, dar cu eficacitate foarte mare împotriva uh, bolilor și buruienilor. Dar uh, ultima inovație uh, este din domeniul digital, ca să spun așa, digital plus mecanizare. Uh, pentru că strategia fartul fork ne bate la ușă. Uh, Începând cu anul acesta, 2023, fermierii au la dispoziție uh, un nou, uh, o nouă mașină de erbicidat, un nou sprayer. Se numește Smart Sprayer, un sprayer inteligent uh, și este dezvoltat de BASF împreună cu Bosch. Uh, compania Bosch a venit cu partea de hardware, camere... Uh, uh, senzor și așa mai departe și împreună cu BSF partea de, de software, partea de aplicație Xarvio și ce face acest sprayer inteligent, smart sprayer, fermierii când aplică cu mașina de erbicidat, aplică erbicidul pe întreaga suprafață. În uh, mod clasic. În mod clasic. Da, uh, Trece la erbicidat. Exact. Erbicidează 100 de hectare cu 3 litri pe hectar de erbicid, să spunem. Erbicidează, au nevoie de 300 de litri de erbicid la 100 de, de hectare. Ce face acest smart sprayer, acest sprayer inteligent? Uh, erbicidează și deschide diuzele, recunoaște buruienile, deci recunoaște planta de cultură, să spunem porum sau floarea soarelui, recunoaște această plantă de cultură și erbicidează numai acolo unde este buruiana. Adică are și capacitatea de a identifica și de a separa coordonatele plantei de cultură pe care exact. o lasă în pace exact. și buruienile sau corpii străini, inamicii, pe care îi, îi da, stropește. Se, se îi... deschid doar acolo, stropește și astfel se fac economii. Deci am testat în România la o fermă din Ialomița la Mihail Cogălnicianu, unde economia de ierbicid a fost de 87%. Vă dați seama, este o economie uriașă de 87%. Dar eficiența, adică eficacitatea este da. de peste 95% împotriva buruienilor. De ce? Pentru că uh, uh, aplică inific. erbicidul exact acolo, adică uh, buruiana oricum moare, uh, plantele de cultură nu au nevoie ca pe ele să ajungă erbicidul, ci trebuie să ajungă doar pe uh, această buruiană care Și consumă. nu întâmplător, ci fix la țintă, adică exact. acolo unde știm sigur că are efect, nu stropesc uh, așa, să-i Fac un duș. Exact, până acum, așa, așa, se, se, așa se practică. Se dar, face da, un um... duș, se face între ghilimele o sipă, dar cu acest sprayer inteligent, nu degeaba este un smart sprayer, se aplică erbicidul numai acolo unde sunt identificate aceste buruieni. Și identifică buruienile, spunem noi, uh, uh, green on green, verde pe verde, atunci când cultura este răsărită și este planta de cultură verde, este și buruiana verde și identifică buruiana fără nicio problemă. Și mai avem și modulul green on brown, este buruiana care este răsărită verde și pământul este nec, nu este semănat nimic, este, să spunem, miriște sau înainte de semănat și se poate aplica un ierbicid total, de exemplu, în acest caz. Și spuneam chiar în această fermă s-a aplicat un ierbicid total cu o reducere de 87% la 100 de hectare. BASF. We create chemistry.